Judecătorul Alin Sorin Nicolescu a acuzat că a abuzat pentru a pune la punct un polițist care a dat cu el examenul de licență, ajunge în atenția inspecției judiciare. USR anunță că depune sesizarea la inspecția judiciară pentru a verifica faptele magistratului. Vă reamintim că Alin Sorin Nicolescu este acuzat că a făcut presiuni pentru ca un tânăr polițist care și-a susținut examenul de licență în prezența lui să-și ceară scuze după o discuție pe care ar fi avut-o în contradictoriu cu magistratul. Mai mult, acesta ar fi cerut celor de la DGA să se asigure că tânărul polițist nu va face niciun demers pentru a face publică întâmplarea. Și discutăm chiar acum, pe marginea acestui subiect, cu deputatul USR Mihai Badea, cel care a și făcut sesizarea la Inspecția Judiciară. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne mai multe, vă rog, despre acest caz și totodată despre această sesizare pe care o faceți. Da, este inadmisibil ca un magistrat, un judecător din România să apeleze la asemenea modalități de a-și rezolva eventualele neînțelegeri pe care le are. Adică în loc să formuleze ca orice om obișnuit o sesizare dacă ceva nu este în regulă, dumnealui a preferat să dea telefon la prietenii dumnealui să-și folosească influența pentru ca șefii acestui ofițer de poliție, un băiat tânăr de 23 de ani, să-l sancționeze, să-i facă ceva, să-l pună să-și ceară scuze. Deci este o întâmplare foarte asemănătoare cu cea care a fost acum câteva luni cu fostul procuror șef din Cot și actual membru CSM Horodnicean, care fiind oprit în trafic pentru o depășire neregulamentară, a început să-i amenințe pe polițiști, să le spună: domne, nu știți cine sunt eu? Cum adică vă permite să mă opriți pe mine în trafic? Așa. Românii s-au săturat de asemenea indivizi și este momentul ca inspecția judiciară să ne arate că poate să facă și inspecția adevărată, să poată aplica legea, pentru că avem în statutul judecătorului și procurorului foarte clară prevăzută această abatere disciplinară. Este prevăzută, vă spun exact și unde, la articolul 271, litera M, legea 303/2022, și spune așa: folosirea funcției de ținute pentru a obține un tratament favorabil din partea autorităților sau intervențiile pentru soluționarea unor cereri, pretinderea ori acceptarea rezolvării intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toți cetățenii. Este exact ceea ce acest judecător a făcut. Să nu uităm că este și acesta un element important, este unul dintre judecătorii care l-au achitat, care i-a achitat pe cei doi ucigași ai dizidentului Gheorghe Ursu, inginerul care a fost omorât de securiști în 85, este unul dintre membrii completului. A fost o decizie 2-1 și dumnealui, din ce înțeleg, a fost pentru această soluție de achitare, prin care în motivare efectiv au reabilitat sistemul totalitar. Au spus că efectiv securitatea nu a efectuat o represiune în anii 80 în România. Cum ați ajuns dumneavoastră în posesia acestor informații legate de acest polițist și de acest magistrat, dacă din spațiul public sau vi s-au adus la cunoștință? Sunt informații din spațiul public, dar cineva trebuie să aibă o reacție. Nu este suficient să apară în presă, trebuie făcute de mersuri legale. Exact ceea ce trebuia să facă, mă gândesc, poate chiar ministrul justiției sau cineva din sistem. Însă, din ce am văzut, doamna Gorghiu nu este prezentă în spațiu public acum, este la festivalul Antol, doamna Gorghiu.